Do you want to know his secret? Sistemul de operare lucrează cel mai bine pe Vonino, din cauza că este un Android versiunea 4.2.2 foarte puțin modificat de producător. Pe Asus MemoPad avem aceeași versiune de sistem cu mai multe adausuri, majoritatea fără folos. Însă unele apar destul de interesante, ca spre exemplu PressReader, unde poți citi cele mai populare ziare din lume. Sau Asus Splendid, unde putem schimba complet nuanțele de culori ale ecranului. Pe Galaxy Tab avem o versiune mai veche a sistemului de operare, mai exact 4.1.2, cu deja cunoscuta interfață TouchWiz, care este plină cu o mulțime de aplicații de la Samsung. Datorită acestui fapt, sistemul foarte des frânează și rămâne în urmă spre deosebire de cei doi concurenți. Camerele celor trei tablete sunt decente, totuși eu nu văd rostul camerelor pe spate la tabletă. Lumea care face poze de pe un Dita My Gadget arată stupid. Producătorii ar trebui să se concentreze mai mult pe camera din față, pentru că de pe tablete de obicei lumea face apeluri video sau selfie. Totuși, am comparat ambele camere, iar câștigător a ieșit Samsung Galaxy Tab. La acesta, fața se vede mult mai clar și culorile sunt bine dozate. Unica problemă ar fi poate doar focusarea camerei din spate, unde Vonino se descurcă un pic mai bine. În rest, Galaxy Tab este cu mult peste celelalte două modele. Dacă la Vonino în poze se mai înțelege ceva, la MemoPad totul este neclar. Cu referire la sunet, premiul cel mare a fost luat de Samsung. La acesta, difuzoarele sunt plasate la capătul tabletei și se aud bine în orice situație, atât la frecvențe joase, cât și la cele înalte. What have I done to you? Cut so deep, yet growing through and through. Același lucru nu poate fi spus despre Vonino, spre exemplu, care, chiar dacă are difuzoare mai mare, acesta forțează sunetul. A treia tabletă, Asus MemoPad, se aude bine doar pe suprafețe, datorită difuzorului foarte mare aflat pe spate. Dacă o ții în mână, sunetul parcă se împrăștie. Bateria cel mai bine rezistă la Vonino și la Samsung. Aici avem 4500 și 4000 de mAh. Vonino are o baterie mai mare pentru că și ecranul este mai mare. Ambele însă au rezistat cu o utilizare activă între 9 și 10 ore. MemoPad-ul de la Asus, deși se laudă cu o baterie care rezistă timp de 10 ore, timp de o zi a ținut în jur de 8 ore. Fiind niște modele de buget, toate cele trei tablete au minusurile, dar și plusurile lor. Ca aspect general și utilizare gen navigare pe internet, rețele sociale și filme, Vonino mi s-a părut o variantă destul de bună. Chiar dacă seamănă cu un iPad, performanțele lui totuși nu impresionează. În schimb, ca să nu mai luați cu voi telefonul, puteți folosi tableta pentru a face apeluri. Același lucru îl poate face și Samsung Galaxy Tab, doar că este mult mai comod de ținut în mână, iar de la caz la caz poate fi purtat chiar și în buzunar. Pentru convorbiri video, la fel Samsung-ul se descurcă mult mai bine. Singura problemă este diferența dintre sistem și specificații. Asta face ca pe alocuri tableta să frâneze de-a binelea. TouchWiz-ul are nevoie de mai multă putere pentru a rula normal. Dacă până acum ați folosit vreun device de la Samsung, nu cred să aveți probleme. Și în final, Asus MemoPad. Tableta este cea mai rapidă dintre toate trei și are un ecran foarte bun. Totuși, nu este cea mai arătoasă și nici cea mai bine construită. Acesta a fost episodul despre 3 dintre cele mai accesibile tablete de pe piață. Care model vi se potrivește, deja alegeți în dependență de criteriile pe care le-am menționat anterior. Nu uitați să ne spuneți asta și în comentarii, iar dacă v-a plăcut episodul, dați un like, share și subscribe. Cam atât pentru astăzi, eu vă mulțumesc pentru atenție, toate bune!